cu mic cu mare, sute de băcăuani s-au adunat duminică dimineață în centrul orașului pentru a lua parte la semimaratonul comunității. Am organizat astăzi în premieră semimaratonul Bacău. Am luptat pentru comunitate și împreună am sprijinit creatorii de viitor. Vom trimite 17 tineri într-o tabără de unde se vor întoarce cu un proiect pentru Bacău. La eveniment, comunitatea băcăuană a reacționat extrem de bine, asta văzându-se din numărul mare de competitori înscriși, dar și de susținători aflați pe margine. Vorbim de aproape de 100, de 200 de alergători care au participat individual și în ștafetă. Felicitări câștigătorilor, felicitări tuturor, pentru că aici nu e vorba de competiție, ci mai mult de valoarea de a face sport și de a lupta pentru comunitate. Fie că au participat la ștafetă sau la individual, oamenii de afaceri și politicienii au răspuns afirmativ invitației. Plăcerea de a alerga, dublată de faptul că e prima dată în orașul meu natal, alături de alți 80-90 de băcăuani. Cum a fost competiția? Pentru început, bine organizată, mai e loc de mult mai bine. În toate este un început și sunt convins că această competiție se va perpetua. Cred că vor fi și mai mulți participanți de la an la an. Cu siguranță e un fenomen care se va răstogoli și în municipiul sau județul Bacău. În primul rând să nu uităm motivul principal, acela de a strânge fonduri pentru acordarea de burse pentru 15-20 de elevi din zonele defavorizate. În al doilea rând, promovarea unui sportului alergării și a unui mod de viață sănătos. Mă bucur foarte mult pentru o participare atât de numeroasă la prima organizare. Sper să devină o tradiție de acum în Bacău. În ceea ce privește traseul, acesta a fost ireproșabil, spun participanții. Traseul a fost impecabil, 21 de kilometri în ceea ce mă privește, fără dificultăți și chiar cu public numeroși, de aceea chiar m-am bucurat și m-am simțit extraordinar astăzi. Traseu plat, nu foarte dificil, plăcut că a fost prin centrul orașului. La final s-a desfășurat festivitatea de premiere, locul întâi la ștafetă fiind ocupat de grupul de polițiști băcăuani din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Și în cazul lor, motivul principal pentru care au ales să se înscrie în competiție a fost ideea de a face mișcare. Sincer să fiu, la câți competitori am văzut și cât de bine pregătiți sunt, am crezut că o să ne calificăm onorabil, să spunem. N-am sperat la primele locuri, dar ținând cont că fiecare băiat în particular a fost bine pregătit, mai bine decât am crezut, m-am luat locul întâi. Locurile 2 și 3 la ștafetă au fost ocupate de parașutiști, respectiv de Clubul Școlar Sportiv Bacău. La individual, cea mai înaltă treaptă a fost ocupată de Alexandru Corneschi, iar următoarele două de Onofrei Andrei și Mandiuc Justin.